Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuăm să discutăm despre starea OERIT-ului din România. Din păcate, toate lucrurile astea sunt destul de grave dacă analizăm situația la modul general. Știți, fiecare deficiență din sector contribuie la o activitate economică total neproductivă. Oamenii ăștia iubesc animalele, s-au născut cu dragostea asta pentru animale, e foarte adevărat lucrul ăsta, dar trebuie să-i și ajutăm, să-i și sprijinim. Ne-a făcut plăcere tuturor să ne mândrim cu ciobanii noștri, cu oierii, îi vedem prezenți și aici la târg, au adus animale, o fac cu plăcere și cu pasiune, dar e clar că dacă vom continua așa, vom asista la o diminuare accentuată a numărului de crescători de ovine. Ce spunea domnul doctor Neață, l-aș ruga să continue, să-și ducă ideea până la final, pentru că există acest risc și acest pericol ca din ce în ce mai mulți crescători practic să renunțe la performanță, să renunțe la acest COP. De ce să muncească în plus, să se streseze în plus în condițiile în care subvenția e aceeași? Așa cum vă spuneam, COP-ul reprezintă principala activitate de ameliorare genetică a efectivelor de oi. Ori dacă vii și susții în afara COP-ului cu aceleași valori, cu aceleași sume efective pe lângă aceste activități, automat că scade interesul celor care sunt implicați în această chestiune. Nu știu a cui a fost ideea cu un berbec la 35 de oi. Sau dacă o știu, nu pot să o spun pe post. Îmi pare rău să spun treaba asta. Dar nu se poate. Adică atunci când discuți cu cineva și îi explici, dom'le, uite de unde vine beneficiul crescătorilor, care inițial pare, știu eu, foarte greu de realizat. Dar ei au înțeles și vin către acest control oficial și ați văzut ce animale sunt. Nu se poate. Dar această chestiune trebuie să fie înțeleasă de cei care guvernează țara. Pentru că dacă ar fi să fie niște subvenții care cad din cer, să le ia fiecare crescător în parte, fără să fie condiționate de anumite reguli, ar fi simplu. Ar fi o haiducie, cum a fost ciobănia de ani de zile în România, până la apariția științei moderniste care se poate să coordoneze. Nu se poate. Deci, odată, a doua oară, spuneați de eficiență economică. Păi haideți să luăm în calcul. Eficiența economică nu a 6,5 oi cât corespund pentru o vacă, a 10 oi. Și o să vedeți, dacă vă duceți exact cu miel, cu lapte, cu tot, că oricum e mai eficientă decât o vacă care crește în sistem gospodăresc în zonele în care cresc oile, pe pășunile alpine, că nu dă producția aia niciodată, o vacă cât dau aceste oi. Și să compară treaba asta. Și că am subvenționat, am luat și am dat la vaci. Dă-i, domne, la vaci, că eu sunt zootehnist și îmi pare rău de sectorul de vacă, că-l văd. Dă-i 1000 de euro la aia care face 7000 de chile de lapte. De la 7000, de la 5000 în sus. Dar nu da la toată toloaca, la tot ceea ce există pe marginea drumului. Aceea subvenție și tai de la oi. Pentru ce? Pentru că, uite-te, ați văzut și pot să fac pariu cu oricine pe tot ceea ce am eu cu restul lumii, să vină să vadă performanțele pe care le obținem de la oile pe care le vedeți expuse aici acum. Ori, discut cu oameni care se ocupă acum de desfacerea producției, de achiziția de oi. Știți câte oi s-au achiziționat pentru abatorizare? Atenție, pentru abatorizare! În ultimele 3 săptămâni de zile, 160.000 de oi. Dacă se merge în ritmul ăsta, anul viitor, pe vremea asta, nu mai vorbim de 11 milioane, 12 milioane, vorbim de 5 milioane. Și venim cu ele în 2003, de unde tot eu am început să le susțin ca să crească efectivele. Că diminuasele după pierderea CAP-urilor, iacătă, de-aia mă doare sufletul. Pentru că nu sunt consultat. Adică, nu numai eu, ci colaboratorii mei. Pentru că eu așa i-am lămurit. Ei știu că atunci când a avut nevoie de mine, am venit cu soluții viabile. Care e soluția acum? Să le ducem la abator. Le ducem la abator și rămânem într-un an de zile
cu jumătate din efectiv și tot așa se duce în diminuare. Asta trebuie să înțeleagă Guvernul României, că dacă acum suntem o țară care ne situăm la limita locului 2 cu 3 în Europa, într-un an de zile vom fi pe ultimul loc. Bun, domnul Branga, apropo de dusul la abator, știu că piețele externe au reprezentat de cele mai multe ori salvarea crescătorului de ovine. Spuneți-mi dacă sunt și alte alternative, alte soluții pentru a valorifica în momentul ăsta carnea de oaie, animalele vii, față de cele existente, față de cele cunoscute. Știu că o parte din colegii dumneavoastră au mers în țările arabe și au discutat acolo și pe acest lucru, pe acest aspect. Da, și astăzi salvarea oi din România, să zic, tot țările arabe rămâne, pentru că aproximativ după calculele noastre cam 70% din mielul din România tot la export merge în țările arabe. Cream, să zic, nu știu, vreo 10-15% să rămâne în România, să taie în perioada pascală și asta, și se mai duce ceva pe Germania, pe Italia, pe țările din vestul Europei. Deci sperăm, chiar acum colegii noștri, Andrășoiu și cu domnul Polifroni a fost în Arabia Saudită la o discuție, sperăm, din discuțiile cu ei am înțeles că veștile ar fi bune, se așteaptă să vină și delegația din Arabia Saudită aici pentru a se face un contract, a se vedea marfa și pentru a se avea din nou discuții. Cum v-am spus și mai înainte, problema mare care este astăzi este tot prețul la miel. Avem un preț foarte mic, foarte mic în raport, dacă socotim numai inflația care este, să zicem, de 15%, calculăm cu anul trecut, dacă socotim numai curentul cu s-a scumpit, motorina, furajele și prețul la miel este tot ăla, crescătorii de oi în special sunt pe minus. Avem un an foarte dificil, foarte greu, deși dacă pot să zic că am plecat bine în primvară cu un preț destul de bun, am mai venit și seceta asta cruntă, să zic, peste România, nu știu, în toată țara, dar în special dacă mă refer la noi în vestul țării. Eu lucrez un pic și vegetal pentru mine, am făcut sub 2 tone de kilograme la porumb, la Lucerna am făcut numai o coasă, acum după ploile ăștia sper să mai pot să fac o coasă, este mai frumoasă ca în primăvară, deși prețul la fână a noastră este un preț foarte mare, a ajuns un balot de Lucernă la 2 milioane jumate, la 250 de lei în ăsta. Deci dacă prețul la miel rămâne destul de jos și dacă calculăm că porumbul și furajul este undeva în jur de aproximativ 2 lei și un balot de lucernă 250 de lei, dacă socotim cât consumă o oaie într-un an, la primăvară majoritatea crescătorilor de oi vor fi într-o problemă foarte mare. Adică nu va fi rentabil să o țină, nu știu. Nu știu care e soluția. Sperăm să intervine și Ministerul Agriculturii, cum v-a spus și domnul Câmpeanu și domnul director Neață, cu subvenție mai consistentă. Noi speram să avem undeva în jur de 25 de euro, era după calculul nostru. Acum, din ce am înțeles că a tăiat bugetul, rămânem tot undeva pe la 16-17 euro. Mi se pare destul de puțin. Asta, dar sperăm să fie un an mai bun anul care vine și... Bun, speranța rămâne, dar ea trebuie să fie și susținută. Din păcate, dumneavoastră, ca și crescători de animale, de multe ori sunteți cei care suferiți cel mai mult. Toate târgurile astea, în toate expozițiile astea, odată cu deschiderea lor, oficialitățile vin pe la standuri, își fac poze. Mă rog, profită într-un fel sau altul de prezența crescătorilor, că dă bine la public, ca să nu ne ascundem după cuvinte, ăsta e adevărul. Dar, în realitate, sunt problemele astea pe care le-ați semnalat, le aveți de ani de zile, iar soluțiile parcă ar trebui date de altcineva, nu de cei care guvernează, cei care conduc. Ați fost acuzați de diferite guverne, de fel și fel de miniștri ai agriculturii, de fel și fel de lucruri, nici nu mai vreau să le amintesc. Cert e că oamenii serioși au rămas pe piață, sunteți pe mai departe niște vectori ai sectorului, ai oieritului, dar trebuie să îi încurajăm și pe alții să vină din spate,
că dacă el vede tânărul că astăzi e greu, mâine e greu, poimâine e greu, nu se ne mai mirăm că pleacă în Anglia, în Spania, în Italia sau nu știu pe mai unde, cu toate că nici acolo viața nu e roz, domnul Câmpeanu. Da. Ce facem până la urmă și cu oamenii ăștia care vor să facă o erită, au tradiție în familie, dar nu sunt, din punct de vedere economic, sustenabili. Nu poți să ții la nesfârșit o fermă dacă plătești, nu știu cât, 200 de lei pe un balon de lucernă, dacă plătești nu știu ce prețuri pe curentul electric, pe motorină și așa mai departe. Ce i-ați spune ministrului agriculturii, în afară de ce mi-ați enumerat un pic mai devreme, atacul animalelor sălbatice și subvenția asta mică, ce trebuie făcut încât să putem cu adevărat să găsim o variantă? Era programul ăla, alege oaia. Mulți au râs, alții au glumit. În contextul actual ar fi fost oportun măcar să promova animalul ăsta, cum necum, mai auzeam de el și noi românii și, în afară de sărbătorile pascale, mâncam carne de oaie și în alte luni ale anului. Vă rog, la microfon. Cum să încurajăm pe tineri? Soluția trebuie să vină din partea statului. Fără bani nu putem face nimic. Vorbe facem de multă vreme. Cât timp, tot timpul, dacă o ținem tot pe asta, ce vorbim și nu facem, nu trecem la fapte, rezultatele o să fie pe zi ce trece tot mai slabe. Deci nu mai bune, tot mai slabe. Pentru că nu tratăm cu seriozitate acest sector, nu vorbesc despre altele, că nu-i menirea mea. Deși lucrurile nu stau cum ar trebui să stea nici în altă parte. Trebuie tineretul sprijinit, făcut și licee agricole, să învețe copiii un pic de școală, să nu rămână fără școală, iar activitatea asta în ferme, pe lângă școală, să continue activitatea părinților, dar și învățământul să meargă înainte. Pentru că care suntem aici, fiecare a făcut școală și sunt oameni în ziua de azi, dar nu s-au lăsat și de această activitate care trebuie să țină o familie, să țină ceilalți copii la școală și să aducă niște avantaje. O problemă care mai avem acum, că nu mai ai ce face, dacă ai noștri pleacă pentru că așteaptă un salar mai bun afară, dar și când lucrează acolo, lucră altfel ca în România, trebuie, suntem nevoiți să aducem ciobani de afară. Cum s-o acomoda în România? Dacă e bine ce facem, pentru că, de ce mi-este mie frică? Ciobănitul în România e atipic. Noi nu semănăm cu nicio țară. Dacă aduci un străin care a grijit undeva 10-20 de capre și 17-18 oi și îl pui aici la o turmă de 1000 de oi, zic numai de 1000, ăla săracul cred că se duce acasă pe jos în următoarea zi, că se sperie când le vede ce se întâmplă. De-aia mi-e frică, pentru că nu știu cum o să se adapteze. Că am văzut și văd, umblând prin țară, restaurante, că aici am văzut mai mulți, venind, ne oprim undeva să, te oprești undeva să mănânci, vezi că ospătarii sunt din Nepal, din Bangladesh, din nu știu. Acolo e una, îi dai o ceașcă plină, s-o ducă la unul care stă la masă și după acolo îmi aduci una golă. Dar aici, la oi, nu știm cum va fi. O să vă spunem că în câteva luni o să-i avem aici și o să vedem ce putem face. Dar regret că ai noștri lucră acolo, dacă am fi mai bine sprijiniți, am putea da și noi salarii mai bune, dacă lucrurile ar fi puse la punct, ca să-i atragem să rămână în țară, să facă și școală și să facă și activitate practică, să lucreze, să poată câștiga existența, să vadă că se poate câștiga dacă depui efort, muncă și iar muncă. Domnul Branga, ați adus lucrători din străinătate, că vă tenta ultima dată când am discutat să aduceți ciobani din Nepal, din alte țări care mai trimit în România, da? Și aici e o sabie cu două tăișuri. Cunosc crescători de animale, fermieri, care au adus, au stat aici și i-au ținut ce i-au ținut și la un moment dat s-au trezit fără ei prin curte, că au luat-o spre vestul Europei. Dumneavoastră fiind acolo în zona Aradului, Chișinău, Criș și aproape, Ungaria, Austria, Germania. Eu personal n-am adus. Anul trecut, printr-o firmă de, care face intermedieri de aducere de muncitori, să zic, din Nepal, mi-am făcut și eu dosarul. Am patru dosare aprobate pentru patru nepalezi.
Dar am renunțat până la urmă, să vă spun, din motive... Nici n-am văzut la nimeni, chiar acum, câte știu eu, domnul Câmpeanu, la domnul Câmpeanu trebuie să-i vină, 4 sau nu știu, sau 3. Eu am avut o sală aprobată, m-am descurcat încă un an, așa să zic, la limită, mai am încă vechi ciobani care sunt în vârstă, dar va trebui până la urmă să găsesc o soluție, că tineretul nu vine din spate. Deci, ciobanii, să zic, sunt tot aia vechi, în tot anul se mai duce câte unul, ori îmbătrânește, ori se bolnăvește, ori moare, din spate nu apare nimeni. Eu nu cred că am mai văzut cioban foarte puțin, să zic, la 20 de ani, 25 de ani, care vine în meseria asta. Și noi am tot mai avut discuții, cred că singura soluție este să aducem ciobani, să zic, sau muncitori din țările astea. Bineînțeles că pe lângă asta ne-am mai modernizat și noi, majoritatea ne-am făcut ferme moderne, ne-am luat utilaje, s-a investit foarte mult în sectorul ăsta, să zic, în ultimii 10 ani, cred că se vede și cu ochiul liber, dacă mergi de la o fermă la alta, se observă asta. Mai încercăm să lăsăm și noi, poate că din pretențiile care le-am avut din ciobănia veche, încercăm să trecem și noi la o ciobănie de asta mai modernă, că situația nu impune. Și sperăm să găsim o soluție și aici, prin aducerea de muncitori sau retehnologizare din ce în ce mai... Din ce discutați cu oamenii, domnul Neață, câți credeți că vor ieși din iarnă în condițiile astea despre care discutăm? Furaje scumpe, energia scumpă, prețuri mari, fără ciobani, prețuri mici la produsele din oaie. Bine, acum spunea unii, lăsați dumne, că am văzut că litele mea au în piață 45 de lei. Bun, e adevărat că e 45 de lei, dar banii aia nu îi câștigă fermierul, îi câștigă vânzătorul și de multe ori vânzătorul nu e și fermier. Sigur, ce pot să vă spun eu cu certitudine aproape de 100% este că acest sector beneficiază de caractere foarte tari. Crescătorii de oi sunt niște caractere cum aș dori să le aibă guvernanții. Caractere tari, care nu renunță ușor. Oameni care au trecut prin greutăți și au reușit să își facă afacerea în așa fel încât să treacă prin toate greutățile. Au mai fost ani grei. Și acest an a fost și este atipic pentru faptul că se suprapune peste o criză energetică fenomenală. Eu vă spun o singură chestiune, am mai spus-o. Ciobanii României au fost și sunt cei mai mari economiști. Ei își fac calculul. Ei structurează efectivele funcție de ceea ce pot să realizeze de pe urma lor. Și dacă dintr-un leu nu fac un leu și 5 bani, nu le mai țin. Aia să fie clar. Și nu generalizez. Sunt oameni foarte realiști, foarte pasionați în primul rând și oameni care, vedeți, aveți doi dintre marii crescători lângă dumneavoastră. Ce v-a spus nu sunt banalități, sunt lucruri reale, lucruri întâmplate acolo. Ca să aud pe Câmpeanu acum, eu n-am știut, că aduce forță de muncă din afară. Rămân surprins. Punctul meu de vedere este că, în primul rând, și amândoi au, cei care sunt cu mine, au tehnologie oarecum de vârf în fermele pe care le au. Au mecanizare, au tot ce trebuie. Sigur că statul trebuie să intervină, să susțină, pentru că oaia nu este animal de saivan. Clar. Indiferent, că asta ar mai fi cea mai mare tâmpenie posibilă, să vină ministerul acum să-i impună să ținem țurcana pe saivan permanent. Au mai făcut-o cu legea pășunilor, că să nu iese peste iarnă, nici măcar în ferestrele solarizate și să poată să plimbe. Oaia țurcană este oaie care e condiționată permanent de pășune, de sistemul de exploatare extensivă. Bun, vreau să vă întreb ceva, că nu mai sunt multe minute, da. Și se leagă de ce spuneți dumneavoastră. Apare legea asta cu terenurile de graduri 3, 4 și 5 și pășuni, care pot fi date pentru parcuri fotovoltaice și eoliene. Ce se va întâmpla atunci cu pășunile? Asta e cea mai mare prostie posibilă. Există atâtea suprafețe nefolosite care
care pot să fie folosite pentru fotovoltaice. Dacă vreți, toate suprafețele superioare, toate acoperișurile de saibane, de hale, de nu știu ce, pot să fie pe ele montate fotovoltaice. Dar ca să scoți dintr-un circuit care este foarte clar, și așa pășunile din România sunt deficitare pentru efective. Și mai e un aspect, v-ați adus aminte de pășuni. Nu s-a reglementat nici până acum situația pășunilor. Sunt tot condiționate de mentalitatea unor primării și n-ajung acolo unde trebuie. Iată, dacă mai vine și această chestiune, este încă un motiv ca oamenii să renunțe. Renunță. Și spunea Branga că s-a dus Andreșoiu cu polifronie în Arabia Saudită. S-au dus și dacă merge sectorul în sensul ăsta, s-au dus degeaba, pentru că nu o să mai aibă ce importa. Alte state fac politica oilor și a vacilor, cum e Spania, spre exemplu. În România nu se poate. Ca să aud astăzi că subvenția a fost tăiată pentru că nu am reușit să justificăm la Bruxelles că sectorul este în deficit. Păi nu se poate, dom'le, vrei să mă aduci în deficit cu el? Mă aduci în deficit atunci când oaia este piele și os și s-a terminat cu ea. Asta e toată gândirea, aici trebuie pusă în cercul ăsta. Deci fotovoltaicele, că m-ați întrebat, pe pășuni, sigur pe râpe, pe viroage, pe astea, de acord să pună, au bani să investească, să le pună pe suprafețe solarizate, că sunt destule în țară, dar nu pe pășunile care există și care sunt amenajate pentru pășunat. Bun, câte un minut, domnul Câmpeanu, un minut, domnul Branga, pe același subiect. Într-un minut, ce să spun, decât să le doresc tuturor crescătorilor de oi sănătate, tinerilor curaj, pentru că cei în vârstă l-au și, așa și cum spunea domnul director Neață, cei care au pornit la drum nu se lasă. Din moment ce ai pus de saga în spate, nu mai dai jos până n-ajungi la destinație. Cum am făcut noi și înaintașii noi, așa trebuie să facă și tinerii. Să curaj, sănătate, să treacă și prin bune și prin rele, că se va face odată lumină și în țara asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Branga! Și eu aș vrea să le transmit crescătorilor de ovine multă sănătate, succes în munca pe care o depun, să sperăm că anul 2023 va fi un an mult mai bun și să sperăm că și ministerul ne va asculta și ne va asculta doleanțele și problemele care să le putem rezolva. Domn director? În primul rând, aș vrea să le transmit celor care guvernează acum, în momentul ăsta, să se aplece foarte mult peste acest sector, să vadă care sunt realizările, care sunt deficiențele din sector, să încerce să le reglementeze și vă mai spun ceva. Fără carte nu se poate face nimic. Deci există 5, 6, 7 facultăți de profil în România. Uitați-vă câți din absolvenți sunt la ora actuală implicați direct în acest proces. Pentru faptul că sunt lăsați. Sunt lăsați să aștepte până când se pensionează unii, unii își prelungesc durata de serviciu, alții au câte 3-4 circunscripții, pentru că așa e în România, și alții sunt fără servicii. Lăsați, domnilor, oamenii să lucreze. Dacă i-am luat și i-am școlarizat, i-am făcut intelectuali, haideți să-i ajutăm să vină, să-i apropiem mai mult de noi, să fie mai mulți apropiați de practică și să poată să aducă plus valoare în sectorul zootehnic. Fără specialiști nu putem să facem nimic. Bun, mulțumesc mult de tot fiecăruia dintre dumneavoastră, le mulțumesc telespectatorilor. Până mâine, sănătate multă, să auzim de bine!